Podișul Dobrogei se află în sud-estul României, între fluviul Dunărea, da? Dunărea ce se varsă în Marea Neagră prin delta, și Marea Neagră. Pe teritoriul Bulgariei se continuă acest podiș. Să vedem câteva caracteristici ale podișului Dobrogei. Este alcătuit din roci variate, deci există aici un mozaic petrografic repartizat astfel, și sturverzi în partea centrală, în podișul Casimcei, în partea de nord apar granite, calcare și gresii, iar în sud calcare, peste care s-a depus un strat gros de leos. Caracteristici ale reliefului, haideți să vedem principalele tipuri de relief. Pe teritoriul podișului Dobrogei apar următoarele tipuri de relief. Relieful structural, întâlnim aici voi axate pe sinclinale, cum ar fi spre exemplu Valea Luncavița, sau voi axate pe anticlinal, exemplu Valea Albă. De asemenea apar depresiuni tectonice, depresiunea Nalbant, notată pe hartă cu litera 1. Relieful karstic apare în podișul Baba Dag, da, uitați aici, dealurile Tulcei și în podișul Dobrogei de Sud. Avem de-a face astfel cu câmpuri de lapiezuri în podișul Baba Dag. Lapiezuri sunt acele mici șanțulețe din masa de calcar, doline, exemplu Dolina Negru Vodă, peșteri în podișul Dobrogei de Sud, cea mai cunoscută este peștera Limanu, dar tot aici în podișul Dobrogei de Sud apare și un karst fosil. Un alt tip de relief, relieful peleos, îl întâlnim aproape în toată Dobrogea, dar cu precădere apare în Dobrogea de Sud. Formele cele mai frecvente se numesc crovuri, acele adâncituri în masa de leos, depresiuni în masa de leos. Relieful pe nisip este reprezentat prin dune litorale și îl întâlnim pe litoral, da, la contactul cu mare. Alte forme de relief din podișul Dobrogei sunt câmpurile de blocuri, lespezile suprapuse și grohotișurile pe care le întâlnim în munții Măcin. Podișul Dobrogei se împarte în trei zone: podișul Dobrogei de Nord, podișul Dobrogei Centrale și podișul Dobrogei de Sud. Haideți să vedem fiecare unitate în parte. Podișul Dobrogei de Nord este alcătuit din munții Măcin, da? Uitați-i aici. Acești munți s-au format în timpul cutărilor hercinice, sunt afectați de procese de ravenare, da? Apare acel orizont de leos unde se dezvoltă ravenele. Au un relief alpin în miniatură prin acele creste ascuțite sau prin prezența grohotișurilor. Următoarea subunitate, dealurile Tulcei, sunt alcătuite din gresii și calcare și prezintă inselberguri. Ce sunt inselbergurile? Sunt niște înălțimi izolate. Cea de-a treia unitate, podișul Baba Dag, este o zonă ocupată de calcare, unde apar câmpuri de lapiezuri. Dobrogea Centrală, prezentată prin podișul Casimcei, aici se întâlnesc șisturile verzi, cele mai vechi roci ce apar la suprafață din România. Podișul Dobrogei de Sud are un relief format din platouri întinse care se termină atât spre mare cât și spre Dunăre prin versanți povârniți. Principalele unități, podișul Megidiei, podișul Oltinei, podișul Negru Vodă. Pentru podișul Dobrogei de Sud trebuie să rețineți frecvența mare a calcarelor, da? Apare aici un karst fosil, apoi prezența peșterilor. V-am spus și la prezentarea generală, peștera Limanu, cea mai cunoscută, dar și relieful pe nisip, dunele litorale.